Adevărata Antarctică, începem să o vedem. Intrăm, de fapt, în inima polului frigului. Antarctica este un teritoriu neutru. Să ajungă în România. Eu credeam că o să ne dea un costum. Dansul pinguinului. Hai on! Acum să luăm bar de vodka. Suntem în paradis, într-un paradis alb. Frumoșilor, bine v-am regăsit! Pentru a se asigura că nu există crevase. Bună dimineața! Salutare tuturor! Sau Melica Lichimaca. Pentru că avem acest cântec în minte, nu mai scăpăm de el, deoarece am văzut că acum 3 ani ne aflam în Hawaii în această perioadă. Și cântăm de aseară în continuu Melica Lichimaca. Începe o nouă zi aici în Antarctica, o să fie o zi specială, o să vedeți și voi. Ion s-a dus repede să filmeze o balenă care ne dă târcoale, pentru că am fost anunțați prin difuzoare, să fim atenți. Da, începe o zi specială cu totul și cu totul deosebită. O să vedeți astăzi de ce experiență avem parte. Bine, vă dați seama din titlu, dar experiențe, da, sunt mai multe. Deocamdată începem cu o cafea băută printre ghețari. A nins toată noaptea, anumite experiențe, cum ar fi kayakingul, au fost anulate. Oricum, zona asta în care suntem noi e una deosebită. Atunci când iese nins, se văd fabulos ghețarii din jurul nostru. Poate suntem norocoși în cele din urmă, dar ne apropiem cu pași repezi de o bază de cercetare științifică ce aparține britanicilor, Port Lockery se numește. Din păcate, nu o să o putem vizita din cauza a gripei aviare și a pericolului pe care, să spunem, îl reprezentăm noi turiștii atunci când ajungem aici. O să vină ei să ne viziteze la bordul vasului de expediție și o să ne povestească câteva aspecte din viața lor. Cum e să trăiască în Antarctica, ce fac aici, care e misiunea lor și multe, multe alte detalii pe care o să le aflăm. Interesant e că în cadrul acestei baze se află și un oficiu poștal și sunt convinsă că ați văzut imagini pe internet cu încăperea asta și pe de o parte îmi pare rău că nu putem ajunge acolo, dar vine oficiul la noi și o să putem trimite vederi acasă. Și încă ceva, așa a arătat tot drumul nostru de ieri până azi și exact așa s-au văzut ghețarii din camera noastră. Am ieșit puțin afară, pe jos aici, pe punte, este zăpadă și eu am ieșit în crocs, dar să știți că rezistă destul de bine. Fabulos, fabulos, chiar a venit iarna, vine Crăciunul de fapt. Doamne, ce splendoare, cum arată ghețarii ăștia, cât de groși sunt, uitați-vă în partea asta, ce culori au! Incredibil și cât de înalte sunt crestele astea montane. Wow, wow, wow. Și vezi, la un moment dat se vede gheața albastră, ce culori, câte da, culori. Da, da, se reflectă splendid spectrul solar, fie albastru, fie turcoaz, fie verde și așa mai departe. Dar e o dimineață minunată, perfectă, aș vrea să spun, cu ninsoare, cu frigul ăsta de decembrie. Ne-am odihnit, da, într-adevăr. Adevărata Antarctică, începem să o vedem. Bine, și până acum am văzut-o, dar intrăm, de fapt, în inima polului frigului, pot să spun, dacă vă pot juca cu cuvintele, să fiu mai poetic. În această expediție de 10 zile ne petrecem destul de mult timp pe mare, navigând de la un punct la altul. Și printre prelegeri, vizite la pinguini sau plimbări cu zodiacul, printre ghețari, ne facem timp și de lectură. Voxa, cea mai mare bibliotecă de cărți online din România, se asigură să avem mereu peste 70.000 de titluri în buzunar. Și pentru că luna decembrie e despre visuri împlinite și reîntoarcerea la copilărie, am ales să ascult în această expediție una dintre cărțile mele preferate, Aventurile lui Tom Sawyer. Cei doi băieți fugeau într-un suflet spre târg mulți de spaimă. Din când în când aruncau câte o privire speriată înapoi, ca și cum s-ar fi temut să nu fie urmăriți. În fiecare ciotivit în cale, li se părea că văd un om, un dușman, și li se tăia răsuflare. Când trecură în fugă prin dreptul câtorva cocioabe lăturarnice, aflate în apropierea târgului, lătratul câinilor îi făcu să gonească de parcă ar fi avut aripi la picioare. Vestea bună este că și voi puteți lua peste tot în lume cărțile preferate cu Voxa, inclusiv în Antarctica. Ce trebuie să faceți? Descărcați aplicația, activați abonamentul la prețul special de 9,99 lei, redus de la 48 de lei,
pentru primele 2 luni de abonament. Și acum vreau să vă întreb, care este cartea preferată a copilăriei la care vă întoarceți mereu cu drag? Scrieți răspunsul în comentarii. I'm Jerome, this is Lisa. We are 5 and we're staying here at Port Lockroy for the next 5 months. We all work for a little charity called the UK Antarctic Heritage Trust. In 1873, Edward Dolman discovered the Antarctic Peninsula. And then a few years later, in 1904, the French explorer Jean-Baptiste Charcot came back and he needed a safe anchorage, a sheltered place to fix his ship. Really liked the place, and then 4 years later he came back and he decided to map the area. So this is when he named the bay Port Lockroy after Edouard Lockroy, a French politician that was very supportive of his expeditions. And the stations themselves here at Port Lockroy from 1911 to 1931. During that time, they processed more than 3,000 whales here. And then in 1944, the men of Operation Tabarin moved in. Operation Tabarin was a secret World War mission by the British government to come and assert territorial claim to the Antarctic Peninsula. It was a time when a lot of countries were wanted a piece of Antarctica, and so the British set up 3 bases that was part of Operation Tabarin, and the main one, the first one, was Port Lockroy. That's why it's also called Base A. The men also established a post office because that was also another way of saying this is British territory. We're using stamps as a currency, and the men used to send postcards from here to their loved ones. And today, the post office is still running. After all this time, you are still able to send your postcards and letters from Port Lockroy and buy stamps here too. The men of Operation Tabarin stayed only for 2 years, and then the focus shifted to science and exploration here at Port Lockroy. The scientists here studied the climate, the atmosphere. They used these balloons that they sent up in the atmosphere. The scientists stayed here until 1962. They realized that actually Port Lockroy is too sheltered. It's too much of a microclimate here to do climate studies. So they moved out. They went to other British bases in Antarctica and abandoned the place. And they decided to turn this place into a little museum for everyone to come and learn about their life and science here. So it looks like that now. So our little charity takes care of this heritage site. De fapt, nu e o bază de cercetare științifică. Pe vremuri a funcționat astfel, a fost abandonată și în cele din urmă preluată de o organizație caritabilă care se asigură că totul este transformat în muzeu și menținut ca atare, încât oamenii să-și facă o idee despre cum arăta, de fapt, acest loc în acele vremuri. Și este conservat foarte, foarte bine. Sunt 5 oameni care trăiesc aici timp de 6 luni și se asigură că muzeul este într-o stare bună, că sunt monitorizați pinguinii, în special comportamentul lor și așa mai departe. Au destul de multe sarcini, dar foarte, foarte interesant. Ei sunt, aș vrea să spun, voluntari plătiți, au aplicat într-un program. Trebuie să ai drept de muncă în UK pentru a intra în acest proces de selecție. Au trecut un test, au fost supuși de fapt unui test de 5 zile care a recreat mediul din Antarctica, iar ei au trebuit să se descurce în aceste condiții. Păcat că nu putem vizita toată această bază, ar fi fost extrem, extrem de interesant, dar a venit baza la noi, adică magazinul de suveniruri și oficiul poștal. Trimitem o vedere acasă, să vedem în cât timp ajunge vederea, sunt curios. Au spus că poate dura și un an. Nu am menționat lucrul acesta, dar Antarctica este începând cu anul 1959 un teritoriu neutru și asta în urma tratatului pe care cred că vreo 47 de țări l-au semnat, tratatul Antarctica, care spune că teritoriul sau continentul, cel de-al 7-lea continent, este un teritoriu neutru. Scopul oamenilor care vin aici este strict științific. Nu au voie să existe baze militare, nu au voie să existe zone rezidențiale și așa mai departe. Deși în trecut au fost 7 țări din lume care și-au revendicat teritorii aici în Antarctica. Nu există fus orar, noi acum funcționăm pe fusul orar din Argentina. Cam acestea sunt produsele pe care putem să ni le cumpărăm, iar pentru suma de 7
75 de lire, putem să adoptăm un pinguin și asta include foarte multe beneficii, să spunem așa, ești informat tot timpul cu privire la ce face pinguinul tău. Avem așa, un hanorac, mărimea S, de exemplu, costă 70 de lire, adică vreo $90. Aici este pinguinul pe care îl vom adopta. Îl primim în miniatură. Toți banii colectați sunt îndreptați către conservarea acestei baze. Un tricou, de exemplu, costă 25 de lire. Acestea sunt vederile. De exemplu, acest pachet de Crăciun costă 10 lire, adică vreo $20. Sau putem alege varianta simplă, 2,5 lire de bucată. Aceste șosete costă 12 lire, sunt drăguțe cu pinguini, o șapcă, uite Ion, poți să-ți iei o șapcă, 20 de lire. O căciulă din lână merino costă 75 de lire, sunt drăguțe, foc. Avem o șapcă, o pereche de șosete, un magnet. N-am mai cumpărat de mult timp un magnet, dar din Antarctica trebuie. Cred că astea sunt niște timbre, trebuie să întreb exact. Pentru nepoții mei care colecționează timbre și le iau din toată lumea de unde ajung. Și, bineînțeles, celebrele vedete. Ăștia suntem noi doi aici. Și am găsit oficiul poștal. Acesta e, ce drăguț. Scriem mesajul rapid pe vedere și le punem aici. În cât timp o să ajungă, ne-au avertizat că poate dura și un an, pentru că ele sunt preluate de aici de un bus, duse către insulele Falklands și apoi către UK și apoi împărțite în toată lumea. Și gata, vederile sunt pregătite să ajungă în România. Acum se întâmplă ceva cu totul și cu totul unic și inedit. Polar Plunge-ul, adică oaspeții sunt invitați să sară dezbrăcați, mă rog, în costum de baie, în apă. M-am gândit dacă să sar sau nu. Inițial mi-am propus să fac niște exerciții de respirație și câteva dușuri reci cu 2-3 zile înainte. Dar m-am răzgândit, mai ales că am fost puțin răcită zilele astea. Temperaturile nu sunt chiar ridicate. Acum cred că sunt în jur de 4 grade, iar apa este gheață. Dar sunt curajoși în grupul nostru, cărora le facem galerie de aici, de pe margine. Le ținem pumnii, încurajăm. Practic sari. E o chestie de câteva secunde, dar mie mi-e teamă, lângă faptul că s-ar putea să răcesc. Nu știu dacă se va întâmpla lucrul ăsta. E foarte sănătos, e foarte bun pentru sistemul imunitar să faci așa ceva, dar mi-e frică să nu rămân cu o traumă legată de toată situația asta, adică să-mi fie frică de acum înainte de apă și mai tare decât mie, pentru că nu știu să not. Și atunci mai bine spun pas, deși e o experiență unică, adică când o să mai avem noi șansa să sărim în apele înghețate din Antarctica. Cine știe, poate revenim cu mai mult curaj, mai multă forță și mai multă determinare. Haideți să vedem cine sunt curajoșii acestui grup. Uhuh! Domnul este primul curajos. Vai, vai, vai. Al doilea curajos. Încă se gândește. Oh! Oh! Vai! Eu credeam că o să ne dea un costum și în felul ăsta mi-aș fi făcut curaj, sincer. Dar în pielea goală, nu. Nu cred că ai timp să intri în vreun șoc termic, pentru că stai doar câteva secunde și pentru a ți se întâmpla asta trebuie să fie minim 8 minute. Vai de mine! Adevărul e că e frumos, e idilic cu toată zăpada asta în jur, ghețarii cu munții acoperiți de zăpadă, chiar e fabulos. Băieții fac galerie, ghizii noștri sunt foarte, foarte simpatici și dedicați. Până acum nicio doamnă n-a sărit. Oh! Când am spus de trauma cu care voi rămâne, m-am referit la micul atac de panică pe care e posibil să-l am odată ce mă văd în apă. Și atunci mai bine evit astfel de situații.
Eu unul sunt cât pe ce să încerc așa ceva, dar mi-e frică de un lucru, nu știu corpul meu cum reacționează la temperatura scăzută a apei, pentru că vă dați seama aici aproape de îngheț. Dar cred că sunt pregătit, 90% din decizie e luată. Când mai am eu ocazia să fac așa ceva? La Polul Sud, nu? Ion a decis că e pregătit să sară, îl susținem, mergem repede să se schimbe. Mai, că aș sări și eu, sincer, dar... Nu, chiar nu face parte din lista mea de dorințe să sar în apă. Am puține emoții cu cât ne apropiem mai repede de acel punct de unde sar. Parcă da. Da. Aie. Nu vreau. Andreea, știți cum e? E îngerul ăla păzitor care stă pe umărul drept și zice, da, e sigur, da, chiar vrei, dar nu o fă pentru video, nu o fă, eu o fac pentru mine, îți dai seama. Pa, succes! Înainte de a sări, a trebuit să completez un formular în care semnez pe propria răspundere că sunt de acord să sar și mi-asum toate riscurile. Și acum îl așteptăm pe Ion să vină. Am emoții pentru el, ce pot să spun, dar uitați-vă ce imagine are în față când sare. Dansul pinguinului, varianta Antarctica. E pentru prima oară când iau contact cu apă atât de rece, sincer vă spun, să sar într-un ocean înghețat, aproape la propriu, pentru că apa are doar câteva grade, 4 grade mai exact. Partea bună e că te leagă cu acel lanț și în acest fel ești mai în siguranță decât dacă ai sări pe cont propriu și te duce la fund, pur și simplu. Țineți-mi pumnii, o să fie o mega experiență. Acum se pare că sunt curenții cam puternici, cel puțin așa am auzit din instrucțiuni. Yeah. Oh, Doamne, dar unde s-a dus? S-a dus la fund. Hai. Foarte tare, domnul. Nu știi cum să pui mâna mai repede pe barcă. Andreea, sigur, e undeva sus pe punte de unde filmează și are emoții pentru mine, dar coada e destul de mare. Pe rectificare, apa are între 2 și 3 grade, așa că țineți-vă bine, urmează să intru eu. Bine, mai sunt vreo 7 oameni în fața mea. E muzică pe fundal pentru a prinde curaj. Cei 3 din fața mea sar pentru a doua oară. Acum vă dați seama cât de mult a plăcut experiența. Era păcat să o ratez. Avem și vodka aici. Cine vrea să prindă mai mult curaj? Ice cold! Și gata. Mai sunt câteva momente, deja trebuie să renunț la halat. O să ne obișnuim, cred că așa mai bine cu temperatura. Să filmez, m-a filmat Andreea, a făcut o săritură cu spatele. Yeah, me as well. Foarte, foarte tare. Și cam așa arată priveliștea din fața mea. Wow, e răcoare, să știți ce e în capul meu. Afară ninge, e un peisaj autentic de iarnă. Sunt temperaturi negative, cu siguranță. V-am mai spus, apare între 2 și 4 grade. Mama mia! Deja încep să am emoții. Și pe cine avem noi aici? Ion este următorul, Doamne! Emoții, emoții, unde Andreea? Hei! Deja mi-au înghețat picioarele, dacă vreau să credeți. Hai, Ion! Ei! Hai, Ion! Curaj! Suntem alături de tine! Hai, Ion! Bravo! Bravo! N-am avut timp să să simt frigul. Mama mia!
Super experiență, simt că mi-a înghețat corpul instant. Acum să luăm bar de vodka. Cheers! Wow. Bravo! Bravo! Cum a fost? Și acum simt că am pielea înghețată. Mi-a înghețat instant. Nu ai timp să realizezi acest lucru, dar e un sentiment unic, să știi. Ar trebui să încerci. Mi-a plăcut mult, foarte mult. Mai ca și mai sări o dată, sincer îți spun. Nu sunt bronzat, mi s-a înroșit pielea de la frig, friviți. Dar ești cald. Da, probabil, corpul intră într-o stare de șoc, ceva. Wow, cum a fost. E chiar îmi părea rău dacă nu făceam. Acum mergem la jacuzzi, cel puțin o să intru eu, ieri a intrat Andreea. Ce voiam să vă spun e, dacă nu răcesc în această expediție, înseamnă că sunt cel mai puternic om. Testăm sau testez temperaturi de la, să zicem, 25 de grade câte sunt în interiorul navei, până la grade cu minus cum sunt afară acum. Hai! De fapt, ăsta este premiul pentru curajoși. Un like pentru Ion, vă rog, pentru curajul lui. Bravo! Nu-ți imaginezi cum arată vederea asta. Ce priveliște ai în spate. Tot cu priveliștea asta ai sărit. Vin și eu, da. Suntem în paradis, într-un paradis alb, mai bine zis. Ce experiențe! Ce părere ai, merită? La sfârșitul acestei expediții o să tragem și câteva concluzii, în care o să spunem punctele pro și contra. De ce nu? Gata, am plecat către următoarea destinație, către următoarea activitate sau următoarele activități, pentru că sunt mai multe, sau cel puțin așa sperăm, depinde doar de vreme. Ce voiam să vă spun e faptul că, având în vedere că suntem puțini pe această navă, deja ne cunoaștem, ne salutăm cu toții când ne întâlnim pe aceste holuri. Mai puțin cu cei din China, că nu avem... Nu ne înțelegem, nu, da, ei nu știu altă limbă decât chineză și au translatori. Da. Acum mergem să luăm prânzul. Oricum, meniurile nu sunt aceleași în fiecare zi, sunt schimbate, mâncarea este absolut delicioasă. Putem să ne alegem două tipuri de supă, nu știu exact, e supă cu smântână, din câte îmi dau seama, și cu ou dreaptă puțin și o supă pom fiert în ceva. Vapte. Și urmează felurile principale, cartofi, cartofi cu mazăre, orez, pește undeva în capăt. Și cam așa se prezintă secțiunea de carne. Putem să ne facem un hot dog, un burger sau să mâncăm carne de pui, coaste de porc. Și puțină costiță pe grătar. Ce bine arată! Și cu asemenea priveliște mâncăm prânzul noi astăzi. Și mie o să-mi lipsească după ce plecăm de aici. Adică ne învățăm cu binele să mâncăm admirând ghețarii din Antarctica. Wow, wow, wow! Puțin dramatism nu strică. Toată ninsoarea asta dă un aer de mister în locul în sine. Dar e fabulos, orice ar fi, indiferent de vreme.
Și după aproape 2 ore de navigat, evident, printre ghețari, iceberguri, mai avem puțin și ajungem la destinație, locul în care o să coborâm de pe vas și o să plecăm într-o croazieră cu bărcile de tip Zodiac. Oare te poți sătura vreodată să admiri ghețarii de aici, să te plimbi efectiv cu vaporul? Mi se par niște imagini atât de frumoase și de complexe, mai ales că trecem destul de aproape de iceberguri, inclusiv din camera noastră. Părerea mea e că eram la câțiva metri de unii dintre ei. Și bineînțeles că în jurul nostru vedem pinguini înotând, nu sunt valuri aici și nici n-am camera mare la mine, ci am ieșit doar cu GoPro-ul pe punte, dar ce frumusețe! E unul aici care se chinuie în noată. Uitați-l acolo undeva. Priviți puțin și e destul de mare, în noată cu o viteză foarte, foarte mare. Gata, e timpul pentru o nouă activitate. Sunt doar câteva minute. O să mergem prin zăpadă. Sunt mulți pinguini acolo. Câți pinguini sunt. Cei din fața noastră merg pe zăpadă. Activitatea se numește snowshoeing. Noi am renunțat, deși ne-am înscris inițial, pentru că te duc practic în direcția opusă a acestei insule și am fi ratat croaziera printre ghețari, precum și întâlnirea, să spunem, mai de lungă durată cu pinguinii. La... Așa, și trebuie să o luăm acum pe zăpadă, pentru că aici, uitați-vă puțin, e plin de pinguini. Și trebuie să-i ocolim și în același timp să avem grijă cum călcăm, pe unde, pentru că a nins de curând și e foarte moale stratul. Wow, mititei, uitați-vă la ei, sunt tot gentul. Bineînțeles că au cuiburi, adică nu se află întâmplător aici. Da, alunecat, s-a dus în jos. Practic, cărarea asta pe care o vedeți voi aici, au făcut-o turiștii acum o săptămână, când au mai fost în zona asta, dar acum o folosesc ei ca autostradă. Așa că nu avem voie să ne apropiem. Evident, păstrăm limita de 5 metri distanță față de ei. Frumoșilor, bine v-am regăsit! Și așa arată împrejurimile fabuloase, de altfel. Poveste. Cu această barcă numită Zodiac am venit noi. Spun asta pentru cei care au ratat vlogurile anterioare, pentru că vaporul rămâne întotdeauna mult mai departe de țărm. Și pentru că doar 100 de oameni au voie să pășească în același timp, în același loc, în Antarctica. Un detaliu, priviți puțin ce culoare are zăpada, e albastră. Wow, wow, wow. Hei, micuțule! Efectiv, ați putea spune că e nu știu a câta oară când vedem pinguini în Antarctica. Nu te saturi de imaginea asta niciodată. Auziți.
Așa se merge prin zăpadă, folosind un suport special. Dacă vă amintiți, în Finlanda, când am fost la pescuit, de fapt în Laponia, am mers și noi astfel pe lacul înghețat. Da, practic, noi o luăm în stânga să vedem pinguinii, împrejurimile, iar ei urcă până în cel mai înalt punct, dar nu foarte departe de noi și de asta am decis să ne mai bucurăm de pinguini încă o dată. Dar priviți acest pinguin singuratic, ce simpatic, merge el către cuib sau cine știe, către apă. Au mers ghizi înainte pentru a se asigura că nu există crevase în zona asta. Uitați-vă câți pinguini sunt în față. O, da, încă o dată vă mai spun și vouă, bine ați venit în Antarctica, continentul alb. Fabulos! Alb-albastru, cred că mai degrabă. Și noi dăm o pată de culoare, dar și ghețarii prin nuanțele lor. Și evident, cerul, care din când în când ni se arată. Vremea aici este foarte schimbătoare, adică acum poate fi soare, senin, parcă ai vrea să stai în tricou, apoi dintr-o dată bate vântul, începe să ningă sau să plouă, temperaturile scad radical. Oh, wow, cum se văd icebergurile plutind pe apă și cum se văd micuții urcând către cuiburile lor. Ne-am încălzit urcând dealul ăsta. În sfârșit putem spune că ne e cald în Antarctica, afară. Wow, wow, uitați-vă acolo sus cât sunt! O adevărată colonie! Dar vă dați seama că ei parcurg drumul ăsta o dată pe zi, când merg să-și procure rană, tocmai în apă. Oh la la! Cale lungă și ați văzut că fără autostrada asta e complicat să urce. Aproape imposibil. Și în partea stângă o altă colonie. Voiam să vă spun că au parte de priveliști fabuloase și unii și alții. Adică tot timpul cuiburile sunt situate la înălțime. Eu cred că acolo se odihnesc, apoi continuă drumul pentru că e mult de mers. Posibil și asta să fie o oprire, cine știe. Absolut minunată imaginea asta a pinguinilor cu icebergurile plutind, cu munții din jur, cu ghețarii. Minunați! Sunt și cu păsările care zboară deasupra lor. Ce imagine frumoasă! Și toți sunt prietenoși, după cum vezi. Nu le e frică de oameni. Nici pinguinilor, nici păsărilor. Vin pe lângă noi. Sunt foarte, foarte curioase. Ce caut acești omuleți în albastru pe aici? Sunt ospitalieri, probabil. Da. Hai să mergem, că ne așteaptă barca. A expirat timpul de admirat pinguinii, ne îndreptăm către Zodiac pentru că pornim într-o croazieră, din nou printre iceberguri, ghețari, pinguini. Știi ce n-am văzut noi încă?
foci, lei de mare, leoparzi de mare și așa mai departe. Cred că în South Georgia mai degrabă îi putem găsi, dar mai avem timp. Nu ne grăbim. Ne bucurăm de priveliște. Doamne, chiar este continentul alb. Deci nu poți sta cu ochii deschiși pentru că te dor. E foarte alb totul în jur. Și în plus, auziți cum scârție zăpada. E un sunet de care ne-a fost dor. Poate îl găsim pe Moș Crăciun. Moș Crăciun e la Polul Nord, nu e la Polul Sud. Dar e treabă și aici. Poate au poate... copii. A ieșit soarele la coborâre. Simt așa că mi-ard obrajii. Oh, ce senzație plăcută și o liniște de plină. Doar noi oamenii perturbăm și câteodată pinguinii. Liniștea asta de aici. Foarte interesant să-ți iei timp și să asculți Antarctica. De fapt, liniștea ei. Cred că e cel mai liniștit loc de pe planetă. Ar fi mers niște îngeri în zăpadă aici sau un om de zăpadă sau o bulgăreală. Dar, din păcate, nu avem voie să atingem. Poate în această seară. Nu avem voie să atingem Antarctica decât cu picioarele. Pinguinul Ion. Am învățat ceva în câteva zile de când suntem aici în Antarctica. Am găsit primul leu de mare, este imens, cred că are 5 metri, mustăcios, că odihnește, doarme, visează ceva, nu-mi dau seama, dar e haios, rău de tot. Această specie de lei de mare nu mănâncă pinguini, iar specificul lor e acela că pot fi găsiți odihnindu-se aici pe pietre. Am ajuns înapoi la nava mamă. Înghețați un pic. Oh, that's a whale! Ah, o balenă lângă noi. Aici, lângă noi. Asta este cea mai frumoasă cazare din viața noastră și am pășit pe continent. Yay! Oh, are treabă, Ion. A început să ningă și noi o să ne băgăm la somn acum. Andreea o să ne facă o prezentare. Bine, așa un